Bineața tuturor! Luna decembrie începe cu o ușoară încălzire a vremii în aproape toată țara. Cerul va fi variabil spre senin în sud, în centru și în est. În vest vor fi înnorări și slabe șanse de ploaie, iar la munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și nisoare. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi cerul va fi acoperit de nori. În a doua parte a zilei va ploua atât în Baia Mare cât și în Satul Mare, iar temperatura maximă se va încadra între 4 și 5 grade. În comparație cu zilele trecute, vremea s-a încălzit ușor și în Crișana. Aici vremea va fi variată, după cum vedem, un cer acoperit de nori în Oradea, cu șanse de ploaie, cer mai mult senin în Arad. Temperatura maximă se va încadra între 7 și 8 grade. În Banat, după cum ne anunță meteorologii, cerul va fi variabil spre senin astăzi, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 9 și 10 grade. În Oltenia, după cum vedem, vor fi condiții de ceață atât dimineața cât și în timpul nopții, dar spre deosebire de zilele trecute, șansele să plouă sau să ningă vor fi reduse. Temperatura maximă se va încadra între minus 1 grad în Slatina și 5 grade în Râmnicu Vâlcea. În centrul teritoriului țării, o vreme la fel, o vreme variată, după cum vedem, va ploua în Bistrița, Cluj, dar și în Zalău. În Brașov și în Miercurea Ciuc, cerul va fi mai mult senin, iar în zona montană înaltă, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și nisoare. Temperatura maximă se va încadra între 3 și 7 grade. În Moldova, după cum vedem, o vreme destul de frumoasă, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 2 și 5 grade. Vântul va sufla nervos, în schimb, în Dobrogea, dar și aici, după cum ne-au zis meteorologii, șansele să plouă sau să ningă vor fi reduse. Temperatura maximă se va încadra între 8 și 10 grade. În Muntenia cer mai mult senin și aici vor fi condiții de ceață atât dimineața cât și în timpul nopții. Vor fi înnorări în Alexandria, dar și în Giurgiu, iar șansele să plouă vor fi reduse. Temperatura maximă se va încadra între minus 3 grade în Giurgiu și 6 grade în Ploiești. În capitală de dimineață se înregistrau minus 4 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 4, maxim 5 grade. Astăzi cerul va fi acoperit de nori, dar din fericire nu va ploua. Cam despre vreme, să aveți o zi excelentă!